fost probleme cu proiectarea, cu foarte multe surprize. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Important este lucrul ăsta. Hai să nu lăsăm pe oameni așa să... Da. Am venit casa și poartă numele Casa Celibidache. Am solicitat și intrată pe CNE. Am murit în septembrie-octombrie la sfârșitul anului trecut expertul. Fiind monument, ea nu poate să facă pași în evoluție decât cu un expert. Am încercat, am făcut toate conexiunile astfel încât un nou expert. În momentul de față s-a făcut o expertiză. La sfârșitul acestei luni se obține expertiza care merge la Comisia Regională de la Suceava. Probabil că va fi o modificare, se rezolvă. Care e problema și rugămintea noastră la dumneavoastră? Această expertiză, când vine, pentru că ea a fost evaluată la nivelul anilor 2019-2020, sigur că va avea niște actualizări de prețuri. Aia, și pe Compania Națională de Investiții, rugămintea noastră să ne sprijiniți acolo și la Ministerul Dezvoltării, pentru că această clădire monument de frumuseții rar a fost, ea acum s-a început lucrările, dar e blocată din cauza cu expertiza. Veniți cu documentele de expertiză și dăm drum. Mulțumim! Am venit astăzi din județul Neamț, am văzut mai multe obiective și un obiectiv economic la Chiobăr, lângă Neamț, unde se produc centralele pe gaz, o investiție cu capitalul românesc, o investiție românească absolut remarcabilă. Am fost cu aceea în comuna Ștefan cel Mare și sunt foarte bucuros și mândru totodată că administrația liberală reușește dincolo de celelalte probleme pe care le rezolvă împreună cu cetățenii să se ocupe și de monumentele istorice, de tot ceea ce ține de tradiția noastră, de cultura noastră. Iată și acum am oprit în municipiul Roman pentru a vedea stadiul în care sunt rămase lucrările la Casa Memorială Sergiu Cilibidache și am discutat modalitatea prin care să se continue și să se finalizeze, să se redea în circuit această casă memorială, care este absolut superbă din punct de vedere arhitectural și merită memoria celui care a fost Sergiu Cilibidache pentru cultura românească. Sunt convins că împreună cu Laurențiu Leoreanu, cu Gheorghe Lazăr, cu echipa PNL de la Neamț, vom reuși cu adevărat să implementăm toate aceste proiecte, pentru că vin după o experiență foarte bogată. Din păcate, vin după o administrație care la nivelul județului știm cu toții ce s-a întâmplat și nu vreau să comentez în plus. Ca atare, am toată încrederea că romașcanii aici în Roman, cetățenii județului Neamț, vor vedea cu adevărat ce înseamnă și aici nu că o spun eu, o spun faptele tuturor primarilor și echipelor noastre din administrație liberală din țară, au reușit să implementeze, au reușit să absoarbă fonduri europene, au reușit să dezvolte proiecte, au reușit de asemenea să sprijine dezvoltarea comunităților și să asigure serviciile publice normale pentru cetățeni. Eu le mulțumesc tuturor pentru încredere și îi îndemn să vină cu toții pe 9 iunie la vot, pentru că este un drept democratic și este o șansă cu adevărat să continuăm să modernizăm și să dezvoltăm România. Poate o vizită foarte bună, întotdeauna administrația primului ministru Nicolae Ciucă a fost o administrație orientată spre dezvoltare, spre investiții și care a pus județul Neamț pe harta marilor investiții, când așa aici vorbesc de proiectul Anghel Salini, tot ce a însemnat aducerea de proiecte și de bani în județul Neamț, apă, canalizare, drumuri, asfalt, inclusiv gaz metan. Sunt convins că împreună cu domnul președinte Nicolae Ciucă și cu colegii din Neamț vom face o echipă bună, echipa câștigătoare în județul Neamț pe 9 iunie 2024.
Vă mulțumesc și eu, domnule președinte, că ați acceptat să introducem romanul în vizita dumneavoastră în Moldova, pentru disponibilitate și ați văzut realitățile și pentru faptul că avem sprijinul dumneavoastră. Continuăm lucrurile frumoase începute în administrația liberală în municipiul Roman și în județul Neamț și împreună cu George Lazar vrem să aducem un plus de dezvoltare, un plus de europenism în județul Neamț și, evident, și în municipiul Roman. Mulțumim pentru sprijin, pentru disponibilitate, să avem succes cu toții, pentru Roman, pentru județ, pentru Moldova și pentru întreaga Românie. Pentru cetățeni. Doamne ajută! Mulțumesc, domnule președinte!